Bună dimineața și bine ați venit la cea de-a doua conferință internațională dedicată reformei în materia achizițiilor publice. Tema centrală de astăzi va fi noua directivă, directiva 24. Mulțumim pentru participarea generoasă la acest eveniment. Mulțumim în același timp și invitațiilor noștri. Am întârziat un pic deschiderea evenimentului, dar tot au venit și tot au venit invitații noștri. Dorim, pe parcursul întregii zile, să adresați întrebări tuturor invitaților noștri, deci nu ezitați să le pune întrebări. Avem deja în formatul programului nostru două mese rotunde în care vom dezbate împreună cu dumneavoastră teme din noua directivă. Nu vreau să continui cuvântul de început, fiind un pic în întârziere, avem prezenți reprezentanța ai tuturor instituțiilor importante în materia achizițiilor publice și mă refer la ANRMAP, mă refer la CNSC, mă refer la instituțiile centrale din ministere, mă refer la primării, consilii locale și, bineînțeles, la operatori economici, avem reprezentanți din mediul academic, care le mulțumim pentru participare, deci toți actorii implicați în procesul de achiziție publică. Bineînțeles, mulțumesc și specialiștilor din acest domeniu care sunt prezenți la acest eveniment, pentru că am ținut foarte mult ca toți cei care reprezintă, nu știu, segmentul de specialiști să fie prezenți la acest eveniment și care le solicit să adreseze cât mai multe întrebări invitaților noștri. Și vă zic bun venit și să dăm drumul la eveniment. Pentru început, domnul președinte al ANRMAP-ului Bogdan Dobrin, care va avea cuvântul de început în acest eveniment. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu, bună dimineața! Mulțumesc, în primul rând, pentru invitația la acest eveniment. Aș vrea să fiu foarte scurt în această parte introductivă și vreau să vă spun că ne aștept un an extrem de greu în materia achizițiilor publice. Exact cum zicea și domnul Ciparu, nu de mult timp au fost publicate în jurnalul oficial al Uniunii Europene cele trei noi directive în materie achizițiilor publice. Directiva 23 privind concesiunile, 24 sistemul clasic de achiziții și 25 directiva de utilități. Aceste noi trei directive, sigur, exact cum au fost și cele precedente, vor avea un termen de transpunere în legislație națională de maxim 2 ani de zile, dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm 2 ani pentru a beneficia de noutățile aduse de aceste trei noi directive și de faptul că conțin anumite prevederi care cu siguranță vor flexibiliza acest sistem al achizițiilor publice în mod criticat. Astfel vom încerca să transpunem mult mai repede aceste directive, astfel, exact cum am spus, să beneficiem de noutățile și de părțile bune care le aduc cele trei noi directive. În acest demers, de la începutul anului, lucrăm împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, cu CNSC-ul, cu CEVAP-ul, la elaborarea unei strategii pe următoarea perioadă de programare. Am legat-o oarecum de programarea pe fondurile europene 2014-2020. Această strategie națională în materia achizițiilor publice, din punctul meu de vedere, România are nevoie de o astfel de strategie, de stabilirea unor linii pentru dezvoltarea și pentru perfecționarea sistemului de achiziții publice din România. Și împreună cu, atât cu partea română, am format un grup de lucru, cât și cu serviciile tehnice din Comisiei Europene, vom dezvolta această strategie și o vom aproba anul acesta în cel mai scurt timp, după ce, sigur, ajustăm toate părțile ei. Această strategie, bineînțeles, ca orice strategie, este anexată de un plan de acțiune, unde vom trata atât partea instituțională, cât și partea legislativă, privitor la transpunerea celor trei noi directive și, foarte important, atât în România, cât și în
statele celelalte membre ale Uniunii Europene este implementarea noilor directive. Pentru că, bun, transpunerea o asigurăm, facem noi legi, dar implementarea acestora, și mă refer aici la dezvoltarea unui program de training național, de conștientizarea tuturor autorităților contractante și operatorilor economici de ce aduc nou ce trei noi directive și ce trebuie să facem pentru a avea achiziții publice mai eficiente, dacă pot să spun așa. Cam asta intenționăm în perioada următoare și sunt convins că vom și reuși, deoarece există sprijinul atât la nivel național, cât și la nivelul Comisiei Europene pentru o perfecționare a sistemului de achiziții publice din România. Sigur, e un sistem destul de mare. Acum critici vor fi tot timpul și sunt binevenite, dar intenția noastră este aceea de a perfecționa și de a face un sistem cât mai transparent și mai bun în o cheltuire eficientă a banului public. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnului președinte. Vreau să vă precizez că începem evenimentul cu reprezentantul ANRMAP-ului, iar în finalul evenimentului îl avem ca invitat la cadrul mesei rotunde pe domnul vicepreședinte al ANRMAP-ului, domnul Marius Dorescu, care este deja în sală, deci vom fi într-un început și într-un sfârșit cu reprezentanții ANRMAP-ului. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului ministru secretar de stat, domnul Gabriel Călin Onaca. Vreau să vă spun că este un specialist, are o experiență frumoasă, inclusiv în cadrul Comisiei Europene, deci vine de la Bruxelles. Domnul ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. La rândul meu vă mulțumesc în primul rând pentru organizarea acestui eveniment și sper să putem avea și noi concluziile, pentru că voi putea sta toată ziua să fiu prezent la acest eveniment, sper să avem și noi parte de concluziile pe care le veți trage aici și pe care le considerăm foarte importante. După cum știți, Ministerul Fondurilor Europene are un rol de coordonator de proces, de integrator al politicilor sectoriale și de principal interlocutor, să spun așa, al Comisiei Europene, sigur, în domeniul gestionării fondurilor europene. Din această poziție avem un avantaj. Avantajul de a avea o vedere de ansamblu asupra politicilor și acțiunilor pe care le au celelalte unități ale administrației centrale, vorbim de ministere, de agenții. Pe de altă parte, suntem în contact direct și permanent cu beneficiarii fondurilor. Iar din acest punct de vedere, acoperim un spectru foarte larg, practic acoperim tot spectrul socioeconomic prin beneficiarii care au acces la fondurile europene. Și, în ultimul rând, cum am spus, avem un canal de comunicare direct cu experții Comisiei Europene din cadrul diferitelor direcții generale. De ce spun că este un avantaj? Pentru că astfel avem, pe de o parte, cunoștință de ceea ce se întâmplă, ceea ce se pregătește în cadrul ministerelor, la nivel de politici publice. Avem feedback-ul din piață, în mod real, relativ la ceea ce este implementat și relativ la ceea ce se dorește a fi schimbat în următoarea perioadă de timp. Sigur că acest avantaj noi îl asociem unei responsabilități directe și imediate în a proceda la o analiză a tuturor seturilor de probleme sectoriale pe care le identificăm și în urma acestor analize, discutând cu colegii din ministere, încercăm să ne poziționăm ca un agent de schimbare în administrația publică în general, nu numai pe subiectul fondurilor europene. După cum știți cu toții, una din cauzele
întârzierilor foarte mari, excesive în implementare, a unor bugete prost calculate, a unor contestațiile care sunt foarte multe, deci toate aceste probleme au venit din sectorul, provin din sectorul, din domeniul achizițiilor publice în sens larg. Și cred că nu greșesc când spun că este unul din principalele puncte care ne-au făcut să avem o rată de absorpție scăzută, chiar dacă aceasta a crescut foarte mult în ultimul an sau din 2012 până în prezent. Schimbări, după cum știți, au fost induse în sistem, atât în ceea ce privește achizițiile publice, cât și în ceea ce privește arhitectura instituțională a gestionării fondurilor europene. Dar ținând cont de analizele și recomandările rapoartelor privind evaluarea sistemului de achiziții publice în România, a devenit practic tot mai evident necesitatea reașezării întregului sistem de achiziții publice în contextul, desigur, a implementării acestor noi directive. Și aș dori să punctez încă o dată importanța înscrierii acestui proces într-un cadru mai larg, pe de o parte, de reformă a administrației publice, pentru că problema nu e doar de legislație sau de suprareglementare pe care o avem în acest moment pe achiziții publice și nu numai, ci e vorba și de cultură administrativă, de mentalitate administrativă. Deci aș dori să înscriem acest proces în contextul mai larg al reformării administrației publice și, desigur, al reformei sistemului de achiziții publice în România. Din motivele pe care le-am evocat în cele câteva cuvinte dinainte, Ministerul Fondurilor a sprijinit ANRMAP-ul în procesul de elaborare al strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, considerând că este nevoie de o abordare orizontală, programată și mai ales unitară în acest domeniu. Definitivarea și implementarea strategiei trebuie să reprezinte o prioritate, deoarece, după cum am constatat până acum, măsurile punctuale, în lipsa unei viziuni orizontale, comprehensive, nu pot genera efectul major, efectele majore de care avem nevoie în acest moment. În optica Ministerului Fondurilor, această strategie în domeniul achizițiilor publice vizează îmbunătățirea întregului cadru legal și instituțional, pornind în primul rând de la inventarul tuturor problemelor care au fost semnalate, trecând printr-o analiză a cauzelor structurale care au condus la apariția acestor probleme, după aceea identificarea unor linii directoare de reformă și, bineînțeles, identificarea soluțiilor optime, adaptate la fiecare problematică în parte, la fiecare obiectiv în parte, avantajelor, dezavantajelor ce se pot identifica în practică și, bineînțeles, cu o amplă consultare a tuturor actorilor implicați în sistem. Un prim proiect al acestei strategii naționale de achiziții publice a fost deja, împreună cu planul de acțiune, altfel, a fost deja propus pentru implementarea, a fost deja transmis Comisiei Europene în luna martie, dacă nu mă înșel, a acestui an. Cum am spus, este un prim proiect. Acesta se află în analiză la Comisia Europeană. Iar strategia urmează să fie revizuită pe baza observațiilor și comentariilor transmise de colegii de la Comisie, dar, important, și de ceilalți actori implicați în procesul achizițiilor. Noi am transmis ANRMAP un inventar al problemelor cu care s-au confruntat beneficiarii de fonduri europene, dar, după cum am spus, nu ne limităm la acest aspect. Sprijinim colegii de la ANRMAP în această etapă,
prin identificarea unor soluții legislative și instituționale. Sigur, abordarea noastră este una sistemică, cum am mai spus, care pleacă de la o tipologie de probleme, care continuă cu cauze structurale de care am vorbit înainte și definitivează soluții pe palierele legislativ, instituțional, al consolidării capacității administrative și, în ultimul rând, a unor practici care, să spunem, nu sunt tocmai corecte, atât din partea autorităților contractante, cât și din partea organizațiilor, constructorilor, prestatorilor de servicii. Un alt element important pe care îl susținem cu toată forța este faptul că nu mai trebuie să avem o diferență de rigoare între utilizarea fondurilor naționale și fondurilor europene. Este vorba de bani public, iar nu văd și nu cred că poate să da nimeni o justificare pentru a avea o abordare mai exigentă într-un domeniu și a avea mai laxă în alt domeniu. Totodată, cum a spus colegul meu, vom încerca împreună să transpunem aceste directive, nu în ultimele 3 luni din cei 2 ani, cum s-a făcut o bună perioadă de timp în România, suntem deja în prim proces de reflexie, în primul rând, de acolo vine și strategia, bineînțeles, de reflexie în primul rând și cu sprijinul dumneavoastră sper să putem să ajungem la transpunerea directivelor și reformarea sistemului mult înainte de cei 2 ani prevăzuți în termen imperativ, în directive. Până atunci însă, considerăm că este necesară clarificarea cadrului legislativ actual. Și aici avem în vedere cu prioritate câteva puncte pe care le voi enumera. Este aprobarea proiectului de modificare a HG 925, care prevede normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică. Pe de altă parte, modificarea ordinului 509 din 2011 al președintelui ANRMA privind formularea criteriilor de calificare și selecție. Modificarea instrucțiunii ANRMA 1 din 2013, care vizează profilul experților selectați pentru execuția contractelor. Un alt punct, continuarea procesului de elaborare al documentațiilor de atribuire standard. Și, nu în ultimul rând, actualizarea condițiilor fizic. Pentru următoarea perioadă de programare, câteva elemente care considerăm că se impun, sigur că ele sunt numeroase, dar mă voi limita la 6 puncte, care se impun, cum spuneam, sunt, în primul rând, clarificarea cadrului de reglementare și armonizarea interpretărilor diferitelor instituții de specialitate cu atribuții în domeniu. După cum știți, avem mai multe instituții cu competențe în domeniu, iar interpretarea care este dată nu este, să spunem, unitară. Pe de altă parte, ar trebui să avem, și nu ar trebui să avem, ci vom avea un cadru legislativ în care legislația primară, între legislația primară și legislația secundară, nu vor mai fi inconsistențele pe care le-am avut până astăzi. Cu toată bunăvoința, la un moment dat, din cauza inconsistențelor între legislația primară și legislația secundară, și când spun bunăvoință, mă refer la capacitatea administrativă, la competențe, nu avem cum să interpretăm coerent legislația